Patericul egiptean, mâncarea pregătită bătrânului. Un bătrân oarecare era bolnav de multă vreme și multe zile n-a mâncat, nici n-a băut, iar ucenicul lui, văzând că atâtea zile n-a mâncat nimic, i s-a făcut milă de dânsul și îl ruga zicând, Te rog, părinte, mănâncă ceva, cât de puțin, și ți se va mai deschide gustul și te vei mai răcori din boală și îndată făcând foc a pus de a gătit puțină mâncare, căci avea două vase, în unul avea puțină miere, iar în altul puțin ulei de cânepă pe care îl ținea de multă vreme pentru candelă și care era rânced, amar și împuțit. Deci fratele voin să ia puțină miere ca să îndulcească bucatele pe care le făcuse pentru bătrânul său, N-a luat seama bine din care vas să ia și în loc să ia miere a greșit și a luat ulei rânced și amar și a pus în bucatele bătrânului său și a dus la bătrânul rugându-l să guste. Iar bătrânul, luând odată și gustând, îndată a cunoscut greșeala fratelui și a tăcut, nezicând nimic. Fratele îl luga cu o sârtie să mai guste măcar odată sau de două ori însă bătrânul nu mai voia să guste zicând ajunge fiule. Fratele însă îl silea să mai guste zicând, Te rog, mai gustă, părinte, că foarte bune bucate ți-am făcut. Iată că și eu am să mănânc cu tine. Și luând cu lingura și gustând, atunci a văzut ce a făcut și căzând la picioarele bătrânului i-a zis, Amar mie ce am făcut. Iartă-mă, părinte, că ți-am greșit și n-am știut și în loc de miere ți-am pus în bucate ulei rânce ce amar și te-am prăpădit și nu mi-ai spus când ai luat odată de-ai gustat, socotind poate, că eu în s am făcut aceasta, punând asupra mea cel păcat. Bătrânul i-a zis, nu te scârbi de aceasta, fiule, că de-ar fi vrut Dumnezeu ca să împui pui miere în bucate, miere mi-ai fi pus iar acum ce a vrut Dumnezeu, aceea mi-ai pus. Și acestea zicând bătrânul, îndată s-a simțit de săvârșit sănătos și sculându-se din patul lui, a mulțumit lui Dumnezeu, mângâindu-l și pe ucenicul său.